brună și prea frumoasă Duduie. Din clipa în care v-am cunoscut, făptura dumneavoastră dulce și simpatică mi-a înfipt o săgeată în inimă. Duceam o viață singuratică când deodată dumneavoastră ființa ideală mi-a ieșit în cale. Nobilă făptură! Sunteți întâia mea dragoste adevărată, aducătoare de noroc sau de nefericire. Vă iubesc ca un nebun. Ziua suspindător, iar noaptea plâng în vis. Liniștește-te, puișor disperat. Situația mea materială fiind înfloritoare și neavând absolut niciun viciu, îți cer să-mi fii tovarășe de viață. Fixează tu data logodnă. Tangoul de logodnă îl dansez cu mine. Din clipa asta viața ta total se va schimba în bine. Tangoul de logodnă ne-a unit pe viață. Tu numai tu vei fi a mea și eu voi fi al tău mereu. În ritmul lui vom dansa legănați de vise. El pentru noi va fi dansul inimii. Tangoul de logodnă, să iubim tangoul. Noi și la bine și la rău îl vom dansa mereu, mereu. Să dansăm în astă seară în familie. Să dansăm în astă seară amândoi, în doi. Tangoul de logodnă îl dansez cu mine. Din clipa asta viața ta total se va schimba în bine. Tangoul de logodnă ne-a unit pe viață. Tu numai tu vei fi a mea și eu voi fi al tău mereu. În ritmul lui vom dansa legănați de vise. El pentru noi va fi dansul inimii. Tangoul de logodnă, să iubim tangoul. Noi și la bine și la rău îl vom dansa mereu, mereu. Data 10-15-7-1971. Localitatea Gâsca din Deal. Numele și pronumele: Florentina Crudu. Vârsta 24 de ani, de profesie profesoară. Semnalmente? Brunetă naturală, eventual vopsită. Gospodină sinceră. Stare civilă? Divorțată. Stare materială? Economii circa 14.000. Profit? 3.600 avans pentru unele cheltuieli de nuntă. Pierderi? Una verigheta 400 de lei și 200 de lei cheltuieli de deplasare. Ce impresie ți-a făcut persoana metră? Interesantă. Cu reluare? Fără. Bine. Danke. Ieșiți!
Ieșiți pe culoare! Vă rog! Aer! N-ai afumat ca pe caldaboș! Pot oare să ocup și eu un loc modest în spațiul care are fericirea să vă găzduiască în aceste clipe? O, domnule, m-ai făcut să tresar. Poftim. Să rămâne. Ce rodnic lucrează viața în folosul meu, admirator sincer și neobosit. După câte observ, dumneata, continui să mă urmărești peste tot. Da, dar fără să vreau. O cafea. O bere, ceva dulce? Nu, mersi. Nu. Îți amintești de primele noastre întâlniri întâmplătoare ca și cea de astăzi? Ateneu. Concertul Opus 5 de... Wagner. Exact. Am stat alături și te-am privit intens 2 ore și 5 minute. Apoi a revenit surâsul acela reciproc aruncat la vernisajul lui Piliuță de la Apollo. Peste o săptămână, nu știu cum s-a făcut, dar am apărut exact când trebuia să-ți iau apărarea, cu modestele mele posibilități fizice, în fața unor huligani, în Piața Romană. A, pentru care ți-am mulțumit pe loc. Dar numai atât. A urmat apoi seara aceea, când ți-am făcut declarația aceea. Ce declarație? Spuneam textual, citez, că sunt îndrăgostit de dumneavoastră. A, da, da. Adineauri, tocmai când mă gândeam la dumneata, mi-ai apărut în fața ochilor deodată simplă, umană. Dezlegând cuvinte încrucișate. Există, desigur, un Dumnezeu al îndrăgostiților. Spune-mi totuși, ce dorești de la mine? Atât de puțin. Să-mi spui cine ești, ce vrei, încotro te duci și iartă-mă. Să-ți mărturisesc că mă obsedezi. Domnule, nu te juca cu cuvintele chiar așa... Atât de mult, domnișoară, încât sunt luni de zile. Sunt luni de zile de când n-am mai zâmbit și n-am mai râs. Mai ales de când v-ați schimbat adresa și nu v-am mai găsit, a fost un chin. Doamne, Doamne, grea e viața când nu mai râzi. Mulțumesc. Tot împreună cu simpaticul dumitale frate călătorești? Tot. De data asta i-am organizat o călătorie în circuit, să cunoască și el oamenii, țara, viața, realizările, oamenii și altele. Dar cât o fi ceasul? Am terminat cu dumneata definitiv. Da, cum? Am meseria mea. Da, am cu ce să-mi cresc copilul. Da, cum să crești? Nu mai iert nimica. Iartă-mă. Divorțez. Da, cum să divorțez? Ce ești nebun? Dacă ești drăguț, domnule, ajută-mă și pe mine aici. Cu plăcere, domnule. Hai, mă, micule. Copilul rămâne la mine. Nu-l las copilul. Copilul. Copilul acum. Hai sus, bișor. Așa. Și ăsta? Nu, nu te las. Domnule, cu mama și copilul. Da, ce te amestecă? Acum. Și brutal cu mama și copilul. Mitocane! Poftim! Ela! Ela, pleacă trenul! Ela, pe mine cui mă l-aș dus, dai seama? Deluțo! Nu sunt un ghicitor de meserie, dar ce văd aici e o încântare. Te rog să mă ierți, poate am să par obraznic, dar n-am încotro. Te așteaptă o mare aventură, sentimentală, cu un drum lung și fericit. Vai de mine! Și eu care mă resemnasem. Voi fi fericită? Cu un bărbat de tobă. Ești căsătorită? Cafeaua ce spune? E așa... Ce... Deci, un bărbat cu tob, de tob. Metre, sărut mânușițele. Mă scuzați. Te rog. În cazul ce în compartiment.
Domnișoară? Da? Mă iertați. Treburi urgente mă obligă să vă părăsesc, cu speranța să vă reîntâlnesc la București și să vă prezint din nou omagiile mele. Să... la muncă. Mereu mi iese în cale ființa asta blondă care îmi dă complexe de inferioritate. I-am aflat din nou adresa. Am uitat să spun ceva. Nu, metre, lasă aventurile că avem un caz urgent în compartiment. Despre ce e vorba? 29 de primaveri, roșcată natural, geloasă foc, în conflict cu un soț bețiv și infidel care m-a lovit cu un obiect în cap, dorește divorț și răzbunare. Perfect. O vom servi cu ambele. Aha. Pere rece, cărnați, plăcinte, oranjada, cine mai dorești? Stimată doamnă, ne revine la amândoi plăcerea de a avea în față pe marele maestru al barei, Temistocle, Temistocle. Stela. Încântat. Alecu. A, Alecu. Vă rog. Asistentul maestrului. Ala, bala, potocala. Ia de gură, băi. Aveți un copil foarte reușit. Vă plac copiii? Enorm. Da? Din păcate... Domnule, cine are să-i trăiască, cine nu să nu-i dorească. Al meu așa de rău și de nervos. Toți copiii de azi sunt nervoși, doamnă. Da. Cum spunea un savant englez, generație de astenici. Da, da. Din cauza plasticului și a electricității. Da? Are ochi inteligenți, meditativi. Da. Seamănă cu tatăl. Doamnă. Nu e nimic, doamnă. Toți avem câte o suferință și nu trebuie să ne sfiim de ea. Cine suferă e viu, nu... Aveți dificultăți cu soțul? Da. Am venit pe la el aici, pe teren, și l-am surprins! Lăsați, nu-mi spuneți continuarea. Vă înțeleg și vă compătimesc sincer. Vin acum de la un proces de divorț pe care l-am câștigat de favoarea clientei mele, pledând pe următoarea idee. Nu poate fi liber și demn decât un bărbat care respectă femeia. E de neînchipuit cât de mult mint bărbații, doamne. Clienta mea și-a prins soțul cu care avea 14... Copii? Nu, ani de menaj. Cu cea mai intimă prietena ei. Și eu l-am prins. Dar nu cu o prietenă. Martori ați avut? Nu. Vicii are? Poftim. Bea. În fiecare noapte venea din zid în zid. Și ce credeți că mă punea să-i fac? Ce? Omletă cu ceapă. Cu ce? Omletă cu ceapă. Trântea ușa de perete și striga, e gata, domnule, omleta mea? Păi mai pot eu să trăiesc cu asemenea viață? Doamnă, eu nu-mi permit să vă dau sfaturi, dar o femeie ca dumneavoastră, tânără, frumoasă, cultă, e absurd să-și rateze viața pentru omletă cu ceapă. Păi nu, de aceea m-am și hotărât. Divorțez și câștig. Asta nu se știe. Cum nu se știe? Nu se știe. Depinde de avocat. N-ați vrea eventual să vă ocupați dumneavoastră de problemă? Nu știu să vedem, depinde. Aș putea amâna... Da, maestre, procesul acela de tentativă de răpire. Da, care nu e așa de urgent? Da. Ca să vă ajut. Vă mulțumesc. Vai de mine, vai, frumos copil aveți. Parcă e luat dintr-un tablou de Botticelli. De cine? De Renaissance, este un curent. Este un curent teribil, un curent teribil. Geamul, geamul, închide geamul, închide geamul. Are amigdalită, omul. Ia îngerașul aici. Vă rog să serviți și să mă iertați că nu sunt pregătită. Doamnă Stella, nu trebuia să vă deranjați. Ei, la noi așa, ca la țară, știți? Musafirul-i musafir. Nalecu, Nalecu, tunde oaia și berbecu, Nalecu, Nalecu, tunde oaia și berbec. Mai lichidez un sandwich și copilul, treci dincolo și-l distrezi. Eu trebuie să vorbesc cu măsa. Astă seară dansăm în familie. Cu copilul dincolo.
Ești o gospodină excelentă. Și acum să rezolvăm afacerile. Vreți să opriți picapul? Da, sigur. Da. Doamnă, mâine voi deschide acțiunea de divorț. Uh-huh. Îmi vei da o cerere la care vom anexa o chitanță de 3.000 de lei. Da. Taxă de avocat nu trebuie să plătești. Voi pleda pentru dumneata gratuit, din sinceră simpatie. Mersi. Ești foarte drăguț. Și-am încăricat pe oșa și ți-am spus povestea așa. Ismel? A crăpat, l-a luat dracu. Ești așa de scumpă și de naturală, ca o stea în azur. Toată ființa ta mă fascinează așa, mă fascinează. Steluța, sunt convins până în străfundurile ființei mele că aș fi fericit cu tine. Că, draga mea, am nevoie de o femeie care știe să prețuiască o legătură serioasă. Și nu mă deranjează dacă are un copil. Chiar rezultat din relațiile cu un alt bărbat. Bă, dimpotrivă. Nu știu ce să-ți spun. Întotdeauna mi-am dorit să am lângă mine o persoană inteligentă, cultă, manierată. Îți mulțumesc. Nu-ți promit altceva decât să te fac... să te fac fericită. Auzi? Hai, da, mângă! Discu! Discu! Invalidă! În valiză! Auzi? Dorm niște acolo. Ține că... Discu! Draga mea, Steluța. Dragoste. Stela, aș vrea să te rog ceva. Da. Dar ce-i asta? Să aruncăm trecutul. Să începe o viață nouă. Crezi? Bineînțeles. Ai și pregătit o berichetă. Știam că o să te întâlnesc odată și odată. Adevărat. Cine e? Oh. Cine e? Eu sunt Eluță, o deschide. A venit Bruta. Să nu deschizi. Spune-i că ai înaintat acțiune de divorț. Ce dorești, domnule? Nu te cunosc. Eluță. Vedeți de treabă. Eluță, te rog. Deschide, Eluță. Pleacă, la mine nu mai ai ce căuta. Eluță, te rog, deschide. Du-te la minorele dumitale. Spune-i că nu-i mai aparții. Eluță, deschide! Hai! Pleacă! Eu nu-ți mai aparțin! Eluță, deschide, că altfel fac crimă de drept comun! Oh. A venit fiara! 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 Lasă-mă să-mi refac viața! Alături de un bărbat!
bărbat drăguț, inteligent, politicos, avocat și unde e? Da, unde e? Viața! Ce ore fac eu? Unde e? Mătă, ești aici, am scăpat. Imbecilule, ai luat copilul ca amintire? S-a lipit de mine, Mătă. Pleacă cu el de aici. Pardon, pardon că duc înapoi. Afară ne jucăm de avații ascunțele. Schimbă locul că am amorțit. Ce-a făcut cu femeia? A ucis-o? Oho, sub ochii mei. În timp ce o tăia felii-felii, am lăsat copilul, am luat chitara și discul și am întins-o. Stai, Metru! De ce te expui? Aprinde lumina. Trebuia să ne lași dracului, dacă dădeam de vreun bucluc. Bravo, Metru, dai un om muncii. Te bușer, Metre? Sunt pe fază. 15 iulie, curent, în tren. Stela! Da? Stela! Altceva? Altceva ce? Pe beneficiu. 3.000 bani gheață. 3.000? E fantastic, Metre, fenomenal! Să fie de bine. Scade cheltuielile. Da? 10 lei berea și dulciurile, 15 lei taxiul, 400 lei verighetele. Metru, că am recuperat-o. Am luat-o din zbor. Bravo. Uite, nu-mi pare rău că am investit capital în tine. Mulțumesc. Metru, și acum, pentru că ai emis cuvântul ăsta superb, capital, azi cât am strâns? Păi să facem socoteala. 3.600 de la brunetă, 3.000 de la roșcată, minus cheltuielile, 5.975 de lei. 5.975? Într-o singură zi? Metre, e fenomenal! Fantastic! Dă-mi voie să te felicit. Și ți-o spun cu toată sinceritatea. Ești cel mai mare scroc pe care l-am cunoscut în viața mea. Ascultă, da. Deși n-ai pronunțat cuvântul acela cu deosebit respect, nu mă supăr pe tine. Dar trebuie să știi că secretul meseriei mele, mă rog, a noastră, arta meseriei noastre, pentru că este o artă, constă în rafinamentul, distincția și eleganța cu care ne tratăm partenera. Vezi tu, ai dreptate. Și o spun fără falsă modestie. Sunt un maestru al genului. Un caz unic printre colegii noștri care lucrează rudimentar. Am înțeles. Sunt singurul care lucrez în stil european. Asta e. Metre, ai uitat. Rugăciunea? Nu. Partea mea. Ce parte? Partea mea. Da. Sigur, sigur, nu ierzi nimic. Nu, nu e partea mea.
Și o să-i scot amigdalele. Păi metre numai 975 de lei? Păi așa merge metră. Unul 5.000 și altul 975. Iar începi să știi că te bat. Păi sigur, și bătut și cu banii luați. Metru, să știi că așa nu mai merge. Păi numai 25 de lei? Asta nu se poate. Să știi că te reclam la miliție. Ce mă exploatezi? Te revolți, da? Te-am adunat de pe drumuri, că n-ai vrut să muncești. Ți-am dat să mănânci, nenorocitule, că-ți chioruiau mațele. Te învăț meseria asta, perighetă de aur. Asta-i mulțumirea, asta-i răsplata. Auzi, miliție? Ce-ar fi să mă revolt și eu și să anunț organele în drept despre fapta nevinovată a unui tânăr care, furând o mașină, își permite... Metru! Să... Metru, te rog, iartă-mă. Nu. Hai, hai, rugăciunea și culcă-te. Mă enervez înainte de culcare. Somn ușor. Băi, ascultă. A? Mâine la treabă? Da. Dragi ascultători, bună dimineața! Cu muzică și cu voie bună, începem lecția noastră de gimnastică. Treceți în fața ferestrei deschise, vă sprijiniți cu amândouă mâinile de pe vazul ei și începeți să executați genuflexiuni în ritmul muzicii. Doi timp pentru îndoirea genunchilor până jos și doi timp pentru revenire. Spatele rămâne drept, privirea înainte și respirați profund tot timpul mișcării. Și acum să începem. Și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, îndoiți genunchii, întindeți, îndoiți, întindeți. Jos, sus, jos, sus, încă o dată și ultima dată și stați. Ai văzut-o, metru? Cunoști elementul cu fuste? Nu, dar parapliul ăla cu ochelar o cunoaște sigur. Moacă ăsta a început să mă deranjeze. Dacă mai mă apare în cale, îl pognesc. Pregătește masa, omletă cu ceapă. Vine! Dă prin dreapta, idiotul. Să-ți fie de bine, maitre? Mănânci în bucătărie. Citește mica publicitate și aflăm de la inspectoratul miliției. Micuța publicitate, da. Pierdut câine, cap mare, urechi lung, spate negru, burtă albă, picioare scurte. Răspunde la Tarzan. Aștept provincie. Vax, altceva. Tarzan, caut decorator pentru interior apartament, Zenaida Tulburel, Austrului 5, la orice oră. O clipă. Apartament singură. Vreo nefericită. Se notează și se abordează, continuă? Am notat. Caut asociat pentru cavou la cimitirul Înfrățire. N-am de gând, nu ne interesează altceva? Vând de reușite coarne de cerb. Avem toți altceva? Vând rochie mireasă nefolosită, vând roiuri albine, rulmenți rodați, frânghie și cârlige de rupă. Salcâm nu vinde, termină cu prostiile. Vezi la inspectoratul miliției. Inspectoratul miliției capitale, metru, da? Da.
În seara zilei de așa, un tânăr de 20-25 de ani, înalt, blond, a acostat în holul cinematografului Cobza o tânără sosită din provincie la rude. Intrând respectiva la film, în timpul proiecției, individul certat se vede cu bunele moravuri, a fugit cu poșeta în care se găseau actele și banii pentru diverse cumpărături are tinerii cinefile. Da, un găinar ca în filme. Dă-i înainte. Atunci și noi, metru, sunt... Măi, băiete, mă super să știi cu modul ăsta insistent de a pune problema. Noi nu suntem ce ar fi tentat să creadă cineva despre noi. Noi avem o misiune pe care nu înțeleg profanii în materie. Măcar tu ar trebui să înțelegi. Sus! Dă-i bătaie. Avem o singură zi pentru capitală și trebuie să fim eficienți. Alecu, faci cele două vizite și duci un coșuleț cu flori doamnei Suzana Pitulice pe strada Iorga. Am notat. Spune că nu m-am întors încă din Italia, dar că i-am transmis cele mai bune sentimente prin telex. A, da, să nu uit. Pui în geamantan o perucă hippie, o perucă de damă, mustățile 3, 5, 7 și auguri. Ciao. S-a marcat, profesore. Sărut, mă. Hop, așa, băiatul. Uite, mă, gândi-l. Afară! Nu, să te vezi minte. Nu e voie. Asta e dat un oameni. Du-te și spune-i celui care te-a trimis să vină cât mai repede, că l-așteptăm cu drag. Iar tu, ca să nu uiți, ia un supliment, escroacilor! Doamna, vă rog să vă măsurați cuvintele, că sunt un pachet de nervi. Domnule Temistocle, ce păcat că nu pot să cred în declarațiile dumitale de amor. Nu numai că nu cred în bărbați, dar eu vreau altceva. O dragoste abisală. Ești dumneata în stare să-mi oferi o dragoste abisală? Abisală? Da. O dragoste abisală? Nu știu, eu ți-am adus o altă verighetă, de aur masiv, galben. Bijutierul a lucrat la ea două luni ca un fanatic. E numele dumitale gravat pe ea. Dă-mi degetul acela talentat să-l împodobesc și să te asigur că vei fi fericită. 100 de degete dacă aș fi avut și tot n-ar fi fost de ajuns pentru câte verighete mi-ai oferit. Ai o mină de aur, desigur. Dumneata ești mina mea de aur. Filonul care m-ar putea face cel mai bogat om din lume. Murano? Cristal de roșu, poftim. Vai, nu. Ai o mână de prințesă, lasă-mă. Lasă-mă să-ți citesc în palmă. Pe cuvântul meu, aici e scris un roman. Doar atât? Cineva mi-a spus că e vorba de o trilogie. Înseamnă că exagera. Ești scriitor? Nu, inginer. Uh-huh. De poduri. Peste râuri? Și peste fluvii, iar în timpul liber fac punți între suflete. Sufletul meu vrea o singură punte. Peste neființă. Și dumneata ești nefericită? Nu, înțeleaptă. De atâta timp te cunosc și nu știu nimic despre dumneata. Mister, mister... Mister. Cine ești? Ce vrei? Încotro te duci? Ți-aș pune cu plăcere, dar biografia mea nu e încă gata. Mai lucrez încă la ea. Dacă afli cumva ceva despre mine, dă-mi un telefon. Doamne, de ce ne pedepsești pe noi bărbații? Doamne, de ce dai umor și inteligență femeilor? Domnișoară, a fost ultima mea vizită. Nu mă amăgi. Știi doar că apoi nu te ții de cuvânt. Spune-mi totuși un cuvânt, dă-mi o speranță. Ultima am dat-o ieri. Totdeauna vii prea târziu. Și totuși, când te mai pot vedea?
Atunci când nu te vei aștepta. Da, ce metru? Ce e asta? A, te referi la... Metru, am avut un mic incident cu doamna și băieții, copiii familiei. Doamna care i-a trebuit să-i transmis salutări din Italia, o știi? Cum așa urât te-a primit ingrata? A, da, noroc că am fost calm, că altfel mă demolau băieții. Dânsa a spus că ești un escroc. Ce-a făcut? Da, așa a spus și că dacă vrei să treci pe la ea să... Să-ți facă... Nu mă așteptam la așa ceva din partea Pitulicii. A? Susana Pitulici, așa o cheamă. O credeam victimă sigură, o și vedeam în colivie. Ca să vezi, prietene, ce ciudate sunt păsările astea, femeile astea. Și cum apare și cu la curăul de rău, te aștepți. Gherla, așa. Sibiu și Turnul Severin. Da, scoate Gherla și Sibiu, aici am avut ghinioane. Așa, Sibiu, și bagă Iașu. Și Gherla... Și bag Iașu. Iașu, da. Pe unde? Pe aici, nu? Așa. Așa. Sunt premiere? Nu, relor, dar aproape de finish. Și mergem cu avionul, da? Da, cu trenul. Cum? Hai cu avionul, metru, că n-am fost niciodată cu avion. Și ce vrei, să te plimbi eu? Păi în tren, omul simte nevoia de comunicare, n-am de sentimentalism, de... Adu-mi avionul. Da. Adu geamantanul. Iar recar, geamantanul și eu n-am fost cu avionul niciodată. Așa. A băgat Iașul la Dolhasca. Mă duceam la dracu în praznic, tontule! Da! Metru, mergem cumva la concert? Aici avem de-a face cu o persoană subțire, fii atent. Timi! Draga mea, sărătul mâna! Timi, dragul meu, ce surpriză mi-ai făcut! Te-am văzut când ai coborât din taxi vreo acela elegant și nu venea să cred. Este el urba. Haide. Aș fi venit cu mașina mea. Intră. Că am un Citroen în vamă. Dar n-am avut bani să-l scot. Închipuiește-ți, iubi, am dat 35.000 de lei și n-am mai avut 5.000. Pentru un fleac de 5.000 de lei. Vino, vulpița mea. Ai vino. Răule, de ce nu mi-ai spus când vii? Ca să te aștept la aeroport. Păi n-am știut că viu astăzi. Aseară s-a hotărât să însoțesc un savant atomist din Grenoble. Nu pe ochi, iubi. De ce? Înseamnă despărțire. Ah, obscurantism. Apropo, ce mai face bebe? Drăguțul, abia aștept să-l văd. Ca de obicei, după ce gătește, eu exersez, iar el paște câinele. Teribil soț ai. Cine e? Am uitat. Draga mea, să-ți prezint cel mai bun colaborator al meu. Un băiat de mare viitor. Actualmente este curier diplomatic. Sărut nușițele. Până dincolo de coate. A venit Bebe. Bebe! Timi, vreau să spun... Vino, e cu mine. Alecu a Alecu. Dragul meu, du câinele la el, scoate Elesa și pune masa. Nu te astâmpere, a? Mi-e foame. Cum... Cum este vremea la Paris, dragul meu? Plăcută, plăcută, frumos, soare, aer. Merci. Le Monde scrie Merci. Că este frig.
Ce fric, 20 de minute. Pe urmă s-a făcut frumos, s-a nins, s-a toate. Apropo, am uitat să te întreb. Cum e vremea la Paris? La Paris? E frumos, e soare, e cald, e plăcut. În Le Monde scrie că e frig. Da, dar nu vă luați după presa occidentală, minte. Apropo, cum este vremea la Paris? Îl mușc. Le Monde ce zice? Dragule drag! Da, iubita mea! Ia-l pe domnul Alecu și arată-i orașul. A plecat de mic copil cu părinții săi care-s diplomați și închipuieți, nu-și cunoaște țara. Nu-și cunoaște țara! Mă duc, tot voiam să ies puțin, să-mi fac siesta. E, sigur. Am început să mă îngraș. Du-te. Domnul Alecu? Da? Nu pleci? Da. La revedere. Iubi. Dar ce e asta? E o mică atențiune din partea direcțiunii. 5.000 pentru Citroenul din vamă. Vai, dar nu se poate, e imposibil, dar nu pot să primesc. Nu zău, nu pot. Nu-mi refuza sacrificiul, e doar Citroenul care o să ne poarte noroc în luna de miere în Italia, nu? Da, sunt noi și multe. Așa mi-ai promis, iubi. Da, stai, da, uite, bine. Vai, dar nu mai e, gata, nu mai pot să stau. Trebuie să plec. Trebuie să plec, îmi pare rău. A, da, stai puțin. Ce? Un moment, să nu pleci. Ce-i asta? Singurul șoz italian pe care l-am găsit pe Orly, ți l-am luat ție. Gondola cu balerină, iubi! Da. Acolo e o priză. Are 2.20 să nu ardem balerina. Așa. Iubi, ce drăguț, iubi. Fantastic. Iubi. Eu am mai văzut elementul ăsta. Hello! Singurică? Vii cu noi sau rămâi? Vii cu noi sau mai rămâi? Nu se procedează. Trimit-o următorii ce-au ajuns. Ascultă, eu mă duc. Viu și eu. Nu, tu mă aștepți aici. Nu e nevoie să vii, mai ales că fata e singură la ora asta. Bine, metru. Să nu dispari. Metru, nu! Ce nu? Nu te întoarce, că-ți merge rău. Oh. Auzi? Dacă vezi că intră în curte o namilă de om care coboară dintr-o mașină ultra, arunci așa ca din întâmplare o pietricică în gemulețul de la stradă. E regulă. Ok, succes! Vai, ce surpriză! Domnul Temi! Bonjour, Gherghino! Bună ziua! Poftiți înăuntru. Vai. Domnișoara mea este acasă. Ține întotdeauna închis la ea. Dar unde e Gina mea? Nu știu. Nu este nimeni acasă. Lipsește des de acasă? Mai lipsește. Și noaptea?
Dragul meu, Temi, ai venit. Copilă dulce și răutăcioasă. De ce nu m-a anunțat? Am vrut să fiu surpriză. Mă întrebam pe Riviera, mă iubește, nu mă iubește? Mă iubește, nu? De când aștept clipa asta? Temi, drag? Da? Ia câine este. Amorel, amoraș. Amoral. Ce? Dragule, dragule. Ce? Aoleu. Măi, Fantomas, pe cine aștepți aici? Tramvaiul 14. Temi, Temi, iartă-l. Alecu. Nu plânge. E zadarnic. Romanța s-a terminat. Ce fac, Betty? Fără milă. Fără. Ia-i tot, îl facem bidine. Stai. Nu mai e el, nu-l pociți. Silans. Acu ce atac? Mustața metră? Nu. Fără milă. Și pe dreapta și pe stânga? Și pe stânga, dar ferește-i nasul. Ce, e rece? Da. Vrei caldă? Da. Te oferim noi, fițar chelia. Nu. Zăt. Taci în gură, n-auzi? S-a pornit. Pleacă de aici. Du-te. Du-te. Măgarule. Mi-a rușinat-o. Individul acela s-a purificat prin îmbăiere. Tu ce o să faci? O să dau verigheta înapoi, asta o să fac. Nu-ți mai păpa degetul. Am să vorbesc cu taică-to. Nu, nu, te rog, nu. Pleacă! Doamne, cât am dorit să te văd. Să mai ai încredere cu brizurile astea. Să faci drăb și tot. Dracule să fii! E rândul tău, dăm două palme. Mete persoană, sfârșit. Fotografiază piciorul lui Traian. Podul! Ascultă, până lichidez eu socotelile cu socrul meu, tu îl... Sunt aici, sus! Tu îl urmărești pe individ. Vezi ce cu el. Cât mai vrei, domnule inginer? 5.000. Păi mi-ai luat 15. Nu e mult, tată. Nu te speria. Este ultima rată la vila pe care am comandat-o pe malul mării pentru mine și ginuța dumitale. Ia gândește-te și dumneata. Ce inginer îți mai lua fata după întâmplarea de pe insula Adacale? Și în plus, adineauri am surprins-o cu un papițoi. Normal era să rup logodna. Dar țin prea mult la dumneata ca să te jignesc. Dar ce ai slăbit? Apropo, ce mai e nou prin alimentația publică? Dumneata, ca director adjunct de trust, ar trebui să vii cu o inițiativă care să te facă celebru. Restaurante speciale pentru bărbați, pentru femei, pentru nefumători, pentru vegetarieni, nu? Pensiuni speciale pentru câini și pisici de rasă. Am văzut așa ceva în Anglia când am fost la specializare. Domnule, puneți funcționarii la lucru să aibă idei, că de-aia vă critică clientela în condica de sugestii și reclamații. Uite, adineauri am fost în restaurantul de la Park Hotel. N-avea broaște proaspete. Broaște, domnule! Papa, așa. Ce?
Domnul inginer, ce poduri ai mai construit, domnule? Că nu ne-am mai văzut de mult. Poduri peste suflete, copile. Aha. Ți-a umflat suda, a? Domnule Temistocle, înainte de a-ți da banii pe care i-ai solicitat, aș vrea să spun câteva întrebări care poate nu o să-ți convină. Uite ce e, Barosane, pune câte întrebări vrei că eu știu să răspund. Dar nu știu dacă știi să răspunzi dumneata în cazul unui proces de venituri ilicite. Că nu o să-mi spui mie și altora că vilișoara de pe bulevard, care geme de mobilă, stil, mașina, pianul cu coadă, pianul de concert, sunt dintr-o leafă de directoraj de trust. Auzi, eu mă însor când vreau, dar întâi trebuie să-i cunosc caracterul și să nu-mi reproșez mie banii pe care i-am cerut cu împrumut, că am fost eu băiat drăguț și milos și să nu faceți al dracului, auzi? Că mă fac rău! Păi, peste o lună. Auzi? O lună, maximum două, să termin un pot peste Bach lui. Mersi, papa, și ai grijă de tensiune, auzi? Ai grijă de tensiune, lasă șprițurile și fetele. Ce fiară ești, mă fierbi! Ce făcea? Păi, a băut bere blondă, a dat un telefon cu prefix și am furat revista nordică de pe masă. Concluzia. Una femeiat. Oh, oribil. Iese... Și acum unde ne vălim? La Iași, vechi centru romantic. Acolo unde dragostea n-are vârstă și femeile cred în bărbați. Dar mai întâi facem o haltă în București. Pe dânsa. Dânsa a plecat la mare. Cu cine? Cu dânsul. Care dânsul? Dânsul sunt eu. Sau mai e unul? Nu m-am așteptat, zău. Metru, pe cuvântul meu, nu te-am văzut niciodată așa de rămat. Am avut niște zile infernale. Ușor, ușor. Gata. Auzi, metru? Mâine atacăm totuși orașul acela romantic? Nu, băiete, m-am răzgândit. Mâine plecăm pe litoral. Nu e timp de pierdut în București, iar Iașu mai poate să aștepte. A început sezonul estival. Luăm acceleratul de 11:45, îmi pregătești un costum deschis. Da. Pleacă peste 5 minute în direcția Ciornica. Vedești Fontanca. Uf, ce căldură! Ia tu asta! În ce vagon? Acolo ce ți-am spus? Uite, la mine, Valiza. Așa, la mine. Ajută-mă să mă urc! Ajută-mă să mă urc! Metru, dăm piept cu uraganul? Ce ești de bun? Renunțăm la țărmul însorit al Mării Negre și lansăm operațiunea Peron!
Vii cu noi? Sau mai rămâi? Să-ți fie rușine. Auzi, matare, nu cumva e o cameră cu intrarea în doi? Stai, soro. Îmi pare rău. M-ai dezamăgit profund. Nu știi să lucrezi. Niciodată n-am suportat golănia, vulgaritatea și grosolănia față de femei. Și acum, pentru că pe ființa asta am mai avut o întrepriză și pentru că văd că este de o naivitate incurabilă, mă voi deghiza fizic și spiritual în stil popular, ca să nu o complexez. Și îți voi da o lecție de înaltă școală. Conversație la o bere, cerere căsătorie, pupatul mâinii la părinți, banii, pași și pusii. Vezi tu, odată când te-ai îmbătat și te-am bătut, mi-ai spus că nu-mi place să muncesc. Că sunt boiem din naștere și excroc din filozofie, probabil. Dar să știi că în decursul zbuciumatei mele tinereți am încercat destule meserii și afaceri. Dar nu m-am putut opri asupra niciuneia care să mă mulțumesc. Îmi place să mă consider o ființă fără biografie, care și-a uitat trecutul și care iubește la nebunie prezentul. În ultimii ani caut cu disperare o femeie sinceră și dornică să-și construiască alături de mine un viitor sigur și fericit. Mă fac să râd, metru. Zău mă fac să râd. Și tot căutând, mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte. Și atunci am început să fac trafic cu un obiect de lux, fericirea. Și dat fiindcă lumea mai are încă o destulă doză de prostie care îți poate asigura un trai îmbelșugat, deși nu lipsi de primejdii, am dat la spate ideea căsătoriei și am conchis. Logodna este forma ideală a legăturii dintre bărbați și femeie pentru că este reciproc avantajoasă. Dar cu blonda cum rămâne? Blonda. Cu ea am să mă căsătoresc când am să mă retrag din afaceri și mă apuc de pescuit și filatelie. Și acum, atacul! La dumneavoastră e 14 și 15? La mine e 2 și 16. A. Și dumneavoastră ați pierdut acceleratul? Nu? Da, dar de ce mă întrebați? Așa, din curiositate. Oh. Așteptați ceva? Da, cineva. Dar de ce mă întrebați? Așa, din curiositate. Oh. Nu vi se pare că e cam cald? Ba da, mi se pare. Dar de ce mă întrebați? Că ar trebui să luăm o bere. E amară. Eu nu vă forțez. Dacă doriți, consumați niște mici. Mulțumesc. Nu obișnuiesc. Nu vă supărați. Ce vârstă aveți? Cât îmi dați? 17? N-ați ghicit. Eu am 19. Bravo. Și eu am împlinit alaltăieri 21. Alaltăieri? Chiar alaltăieri, în ziua de 21-29. Da? În orice caz, eu vă urez ani mulți înainte. Mulțumesc, să știți că sunteți foarte amabilă, dacă nu vă deranjez, bineînțeles, și puteți să-mi spuneți ce profesie aveți. Eu? Casieră la ADAS. Și în calitate de casieră manipulați și bani? Numeral și zilnic. Și nu e periculos? Nu, pentru că seara îi las la cec. Dumneavoastră, cu ce vă ocupați, da, dacă nu vă deranjez? Da, de ce mă întrebați? Așa, de curiozitate. Liniștiți-vă puțin. Da. Domnișoară, eu sunt voiajor comercial. Un fel de achizitor de animale. Achiziționez animale pentru sacrificare. Animale domestice? Uneori și sălbatice. Mi-închipui că nu vă este ușor nici dumneavoastră? Nu, nu-mi este ușor. Toată ziua, bună ziua, bună ziua. Pe drumuri. Ah. Și ce n-aș da să am și o familie? Să mă așez și eu undeva. Oh, da. Acum, zău, nu vreți să bem o bere și să sacrificăm niște mici? Accept.
Dar să știți că eu nu obișnuiesc să consum mai mult de 2 mici și maxim un țap. Nu vă forțez, vă rog. Vă rog. Maestre, 6 mici, o halbă și un țap. Bine. Prozit. Ciao. Nu vă supărați. Îmi dați voie să-l zic tu? Spuneți-mi cum îți face plăcere, domnule. Ori tu, ori nimic, așa îmi spun ai mei. Mă așa. Mersi. În general, tu cum te distrezi? General, sâmbătă seara mă duc la dans. Mm. Câteodată merg și la film. Răpirea fecioarelor ai văzut-o? De 3 ori. Cum? Pe gratis, că sunt verișoară cu ăla de rupe cotoarele la intrare. Mă duc, cărți citești? Nu, cititul mă adoarme. Și pe mine, nu știu de ce, dar mă adoarme al dracului. Aș putea să citesc când merg cu trenul, dar îmi place mai mult să mă uit pe fereastră. Îți place și ție? Îmi place dacă e peisaje. Dacă nu e peisaje, prefer mai bine să cad pe gânduri. Dar în general e peisaje, să știi, că eu am văzut. Maestre, i-ai prăjit bine? Prăjit. Că dacă nu ai prăjit bine, ți dau la remaniat. Servește, ia acusare, sau poate vrei muștar. Nu, muștar nu, că mi-e cauzează la stomac. Și mie. Atunci ia sărat, că mie îmi place foarte sărat. Și mie îmi place grosav de sărat. Fantastic. Îmi pare așa de bine că ne potrivim și că ne potrivim. Oh, mersi. Servește. Da. Tu, nu te plictisești singură. Ba, mă plictisesc, dar pe urmă îmi trece. Totuși, altceva e când ești în doi, nu? De. Mai vorbești, mai discuți, nu? De. Că de-aia e făcut omul. Auzi? Nu. Tu cum ai ochii albaștri? E albaștri, dar bate în verde. Da, ai dreptate, bate. Nu mult, dar bate. Mă, mimișor, ia fi tu atentă puțin și răspunde-mi sincer. Că mie îmi place sinceritatea. Tu vrei să te căsătorești? Răspunde-mi da sau nu. Păi... Ce înseamnă, păi? Nu ești hotărâtă? Nu te lasă părinții? Ba da, părinții mă lasă. Dacă găsesc un băiat bun, ei sunt pregătiți, că mai am 3 surori care așteaptă și ele rândul. Știți, la noi în localitate sunt băieți puțini. Da. Plăcă care încotro și noi fetele de... Cam, noi... cam câte fete sunt nemăritate la voi aici? Multe. La câte un bal sau reuniune tovărășească, dar să nu așa știi, fată cu fată. Asta e o problemă serioasă, a sesizat-o și ONU. S-a ridicat și problema la ziar, ci că se nasc din ce în ce mai multe fete. Poate din cauza bombei atomice sau stau și mă gândesc. Nu te mai gândi, poate... dragă, n-are rost. Mai lasă mintea să se odihnească, că de când cu astăniile astea... Și ai tăi vor să-ți facă nuntă? Mama, ține neapărat. Dacă ține ea, eu n-am nimic împotrivă. Dar cu ce să o facem? Să o faceți, aveți? Păi, avem posibilități. Sărut unușițele. Ce mă enervează? Holiganul acesta. Nu e băiat rău, dar a suferit mult. Îl cunoașteți? Verișorul meu. Cere scuze, domnișoare. Domnișoară. Mă scuzați pentru impresie. Nu face nimic. Impresia s-a format. Ospătar, 10 miște rog în sânge. Ce sânge, că noi plecăm? Oprește comanda, mimișor. Da? Oprește comanda. Să mergem să le cerem consimțământul alor tăi. Ce? Ce consimțământ? Dacă sunt majore și legale. Păi nu pot. Legale? Da, asta e frumos și corect. Fă cum îți spun eu
că eu te învăț de bine. Kellner! Tovarăș ospătar, plata! Ce facem, metru? Așteptăm o mașină, nu? Mergem pe jos. Pe jos? Ai, cu drăsura! Vreau să mă vadă localitatea. Te... Dar nu e liber. Liber? Liber. Hai. Oh, cât de ceva! Stai, stai de 10 mii! Hai! Bătătura! Frumoasă localitate! Mi-ar plăcea să fac o căsuță aici cu grădină, cu viță de vie, să-mi consum o bătrânețe liniștită alături de soțioara mea. Binecuvântat e orașul ăsta, metru! Frumoase fete, frate meu! Auguri! I love you! Săruna, bine ați venit? Tată! Ce? Uite ce-am găsit! Ce ți-am adus? Ce ai găsit? Uite, un băiat de la București! De la București? Să trăiți, bine ați venit! Nu ce ți-am venit și eu acum? Nașa mică, nașa mică! Să trăiți, să trăiți! Pa! Ce noroc a avut ești, mă, băiat! Ce bângă! Ce solid! Domnule, ia atâta spui. E fată bună, auzi? E gospodină, nu? Fină. E citită. Nu că n-ar fi avut băieți care-i soțiare. Dar ambiția mea a fost să o dau după un băiat cu școală. Eventual băiat de București. Bună, fată zău. Acum nu că e a mea. Dar o știi tot orașul. Este... E cinstită, domnule, e cinstită. Nu-i scap un film. Așa-i. Ba le vedești de două ori, că am văzut-o eu. Mă... Lasă că dânsul a văzut-o și și-a format o părere, nu? Da, mi-a făcut o impresie corespunzătoare. Mm. E o ființă reușită, inteligentă. O să mă străduiesc să o fac fericită. Acum, desigur, dumneavoastră, poate nu o să vă convine, dar eu după nuntă o iau la București cu mine. Avem acolo cuibușorul nostru. Și o să-i faci rost și de servici? Aha. Soția mea să muncească? Ei bine, nu! Mm. Ea este doamna mea și o să mă aștepte, drăgăstoasă, până vin. De unde? De unde? De unde vin? Oh. Pentru că vă spun, eu câștig destul, așa că vă dau la toți. Hai să bem un pahar, domn voiajor, că e natural și-i făcut din posibilitățile noastre. La mulți ani! Ce e, mă? Câine. Dar ce s-a întâmplat? A, nu, treci un milițian pe stradă. Degeaba nu l-am. De când l-au dus la procuratură cu miliția pe Cristea, părât că ilicit, a învățat câinele să late la milițieni, dar numai la milițieni. Hey, da. Ia vezi, Marioară. Lasă că mă duc eu. Lasă, domne! Lăsați! Hey, atunci tai porc. Rex! Nu latru eu. Pară, pară. Ce? Am dar ce aveți, dar? A pierdut și sunt pedepsit. Mai am o dată. Nu vă speriați că nu-i nimic grav. Domnul Alecu face pe javra. Asta e, domne, multe te mai învață capitala. Care credeam că e altceva. Uite așa am găsit. Era un metru muzunarul, hai. Strângeți verighetele. Toată averea mi-am transformat-o în aur, că vorba aia, banii se duc, aurul rămâne pe mână. Hai, da, un pic cap electric! Să nu mă arăt! Să
Astă seară dansăm în familie. Familie? Astă seară dansăm în familie! Povestește-mi ceva despre dumneata. Ar fi cazul să ne cunoaștem mai bine. N-am făcut asta niciodată. Să nu facem nuntă? Vai, ar fi păcat, avem atâtea găini, rațe, gâște, curcani. Și-am promis, dacă își găsește Mimi un băiat bun, tai și porcul, domnule. A, nu, că sunt suficiente, sunt suficiente păsările. Să lăsați porcul în viață, doamne. Are dreptate. Lăsăm, îl lăsăm, că toți ținem la el, ne e foarte drag. E așa de plând. Doarme în pragul ușii, te treci. Bine, bine, dar cum rămâne cu sarmalele? Na, fără sarmale, domnule. Fără sarmale. Antreuri, friptură, băutură și atât. E destul. Doar noi să chemăm tot orașul. Are dreptate, domnule, e destul. Vine unul, altul, bea, mănâncă, se duce și te înjură. Cheamă, domnule, obligațiile și gata. Ideea e bună, că nici nouă nu ne place tâmbălăul. Toate socrurile preferăm ceva intim. Bine, domnule, atunci chemăm numai obligațiile intime. Dar ce vrei, să îmbraci mireasă nevastă? Păi ce întrebare asta ne-a, Cristache? Îmbrac o mireasă să o vadă localitatea. Dar ce ai? N-am făcut asta niciodată. Ei, liniștește-te, n-are rost. N-avem timp, soră. Când să mai faci și rochii de mireasă? Închiezi una frumoasă ca pe vremuri de la magazinul ăla după Lipscan din București. Da, sigur, nu te mai zgârci, Cristache, intră în bance. Dar el are costum negru, dragă. Are? N-avem costum negru. Dar noi avem un albastru. Un albastru închis, îl am în valiză aici, aproape nou. Ce, nu merge în albastru? Dar de ce să nu meargă? Că la noi s-a căsătorit un ungri. Și ce mariaj fericit are, extraordinar, în gri? Dar ce, culoarea contează? La costum ca la om. Nu culoarea contează, croiala. Ce spui? Mă aranjează asta? Nu, te respect prea mult. N-am făcut asta niciodată. Mamă, tată, dar de orchestră ce facem? Păi o să aducem orchestră de la București cu soliști de talie, nu? Că avem și noi prestigiul nostru, doar, nu? Poate și pe Gianni Morani dacă te începi în București. Și el. Și pe Dan Spătaru. Și pe Margareta Puslaru neapărat. Păi aducem pe toți, că ne cunosc. Și o să ne servească. Da, 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 și pe Maria Lătărețu. Pe tanti Maria? Da. Păi cum să nu o aducem, că mi-e rudă. Metru, metru ușor, că am dat o lovitură demnă de tine. Ai atacat fără mine, fără să mă întreb. Păi am vrut să-ți fac o surpriză. 5.000 de lei care aduc pe Gianni Morandi să recânte la umbra nucului bătrân. Banii. Uite-i. Ei, sunt toți. Eu mă duc în afară, că am băut mult sifon. Auzi, Cristache, să dea Dumnezeu să fi pierdut eu mintea, dar eu-l cunosc pe voiajorul ăsta și știu și de unde. De unde? Ăsta a mai fost pe aici, pe la noi. Și s-a mai logodit odată cu Lilișor. Ei, taci. Da, da, acum 2 sau 3 ani, nu știu, eu spunea că face poduri, dar n-avea pe atunci mustață. Și Mimișoara de-o bănuială. Cum dracu de nu mi-aduc eu aminte, domnule? Concentrează-te! Acum nu mai contează. Că mâine, vrea, nu vrea, că dacă scăpăm și pe ăsta, o dau afară pe fita copil cu tot. Da, sigură și nu te mai enerva atât, dar poate că omul are acum intenții serioase. Vedem mâine. Vorbește și tu mai încet. Ne-au încuiat. Pe fereastră, metru. Lucrează, croșetează, fumează, prodează, ieșim la bobotează. Ce facem? Hai să ne culcăm. Găsești tot un loc. Ieșim noi și din încurcătura asta. Da, ieșim. Nu.
Nu uita ceva? Mamă, ți-ai uitat poșeta, să ți-o aduc? A, adu-o repede. Ce n-am zis, de ce să vă lăsăm singuri cu atâtea cumpărături pe cap? Când vă putem ajuta și noi, nu? Cum credeți? Eu mi-am luat pe zi liber, că vorba lui, dacă n-ai un bătrân să ți-l cumperi. De asta, de ce să nu-mi aleg eu după gustul meu coronica și părul dimineață? Nu, domnule, că nu plec! Lasă-mi e plăcerea asta până la acolo. Hai, domnule, acolo. Dă-te jos. Hai, tată, grijă, bagă-l în el. Hai, nu vreau, domnule, acum, cu toții. Hai, așa. Hai, că se încresează. Hai cu ea. Merge acum. Hai cu ea. Sunt așa de mama și nu uita rog că am avut porto. Și mie toate discurile cu bănică. Doamne, nașule, nu uita ce ți-am spus, nașule. Satelitul! Ia uitați-vă! Ce? Satelitul! Sus! Ia uite ce era! Ia uite, frate! Mamă, ce mare e cât un bou! Stai, frate, să mă ieși! Stai, mă, să... Stai, să... Stai, eu... Ai, ce are, frate? Ce? E nimic, atât! Ce? Ajutați să iasă din laștină pe cei doi care au căzut din tren și aduceți-i la mine. Metru, ce au de gând pavoași ăștia cu mine? Nu știu. Mersi, dar mai rău decât suntem nu putem ajunge. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Metru, nu știu, dar am o presimțire că și aici o să se lege ceva. Bună ziua! Sărut mâinile, domnule. Cine sunteți? Sărut mâinile alesei ființe care a avut îngăduința să găzduiască doi trubaduri osteniți și răniți. Stimată doamnă, permite să vă recomand. Temistocle, Temistocle, inginer Topometru și colegul meu. Alecu. Tehnicianul Alecu. Eram plecați în prospecție prin părțile dumneavoastră pitorești când am suferit un groaznic și original accident. Elicopterul nostru care mergea spre tabără a făcut o mișcare bruscă, colegul meu s-a dezechilibrat, m-a prins în brațe și am căzut pe teritoriul fermei dumneavoastră. Dacă ați avea îngăduința să ne găzduiți până mâine, v-am fi într-adevăr recunoscători, mai ales că sunt rănit. Am o mână luxată. Care? Asta e luxata. Asta e... Nu mai aveți nimic. Și acum să vă fac niște injecții. Injecții? Antitetanos. Nu, eu am făcut la grădiniță, mi-am făcut vaccin. Nu fie teamă, am o mână foarte ușoară. Pensionarii mei numai pe mine mă suport. Aveți pensionari? Da. Dar ce e aici, cămin de pătrân? Așa le zice tovarășa, la vitele noastre, pensionari. Să mergem. Băieți, aduceți bagajele la camera de oaspeți. Metru! Metru! Ce e, domnule? Metru, dumneata, ai făcut așa? Ce ai nebunit? Ce o fac, abou? Hai, treci la injecția antitet. Doare?
Enorm, ce face nos. Oh. Eu nu mă duc metru singur. De mână. Nu mă duc, domnule. Nu. Dă-i mâna cu acasă, prinde-și. Să stai lângă mine, că mi-e frică. Minunat aer! Aerul doamnei metru. E, aici la țară viața e săracă în evenimente, dar bogată în ozon. Sora mea studentă în vacanță. Domnul Demistocle, domnul Alecu. Corina. Alec. Pregătește pentru dumnealor camerele de oaspeți și dă-le ceva să îmbrace până li se usucă hainele. Au avut un accident. O baie de abur ar trebui, că baie de nămol am făcut. Sufle, gana, la bril, duci, așa, așa. Domnișoară, hainele. Ce? Hainele, dițoane. Alecu! Da? Luați-o! Haide repede! Să nu te mistocle! Luați asta! Să nu... Pardon, domnule. Ce s-a întâmplat? V-am adus un caiet pe care l-am găsit la locul unde oaspeții noștri au căzut din tren. Sărut mâna. Din țara în care sfinșii stau de vorbă cu Nilul Sfânt și cu Sahara, din țara în care palmierii vestesc arabilor furtuna și caravanelor pierdute că nu se mai dor niciuna, din țara asta minunată, tăcută, tristă și bizară, îți voi aduce 3 smaragde nemai văzute în altă țară. Ce fericită ești tu! Ce mult aș vrea să trăiesc și eu aici la țară, în liniște să scriu versuri. Un poet a spus, nemurirea s-a născut la țară. Dacă vrei... Provincia este zona pură a lumii. Ea naște valorile, capitala le strică. Parcă ești o pictură de Botticelli. Cum spunea Baudelaire, săracu, tu e nastre, e nastre. Ce mult mi-ar fi plăcut să trăiesc eu la țară. Soare, aer curat, liniște, a scrie versuri. Un poet zicea, ci că fericirea s-ar fi născut la țară. Tangoul de logodnă, să iubim tangoul. Noi și la bine și la rău îl vom dansa mereu, mereu. În ritmul lui vom dansa, legănați de vise. El... Ce frumoasă-i viața la țară. Sigur că era altceva. Dacă rămâneam să lucrez la o fermă pe lângă București sau chiar în București? Într-adevăr, în capitală, cred că ar fi nevoie de o persoană ca dumneata, nu numai pentru câini, vaci și pisici. Glumiți, dar mai sunt și institute de cercetări. Să știți că poate aș putea să fac ceva pentru dumneavoastră. Fără promisiuni. Oricum m-am obișnuit aici. Sunt 2 ani de când am venit. Da. Și mă simt bine. Munca nu mă sperie. E drept, viața e monotonă și sunt cam singură. Am bani, dar nu știu ce să fac cu ei. Domnișoară, dumneata crezi în dragoste la prima vedere? Eu cred. Spune-mi,
Vrei să te căsătorești cu mine? Mary. Tango-ul de logodnă îl dansezi cu mine. Din clipa asta viața ta total se va schimba în bine. Tango-ul de logodnă ne-a unit pe viață. Numai tu vei fi a mea și eu voi fi al tău mereu. Ce atmosferă intimă! Să ne așezăm puțin. Ai răbdare până după nuntă. Te rog. Să rămână. Bună dimineața. Minunată e viața la țară. Dragul meu, m-am gândit. Eu vreau o nuntă intimă cu câteva obligații apropiate. Păi oricât ar fi de intimă o nuntă, tot trebuie să-ți iau o rochie de mireasă de la casa de mode. O bijuterie veritabilă, niște pantofi din import și altele. În plus, vreau să aduc o orchestră din București cu solist de la Dan Spătaru în sus. Eu ți-am spus că economiile mele sunt modeste. Am avut și două mormântări în familie. Așa că eu suport trusoul și tu orchestra, 4.000. Și 8 dacă e nevoie, numai noi să fim fericiți. O să fim, draga mea. Mai ales că mie îmi place nespus de mult viața la țară. Să văd colțul ierbii mijind din pământul reavăn sau să aud cotcodăcitul găinilor. Ouăle crescând, mugetul șeptelului, mierla. Voi aveți mierle? Mm-hmm. Dar va trebui să și muncești. Păi, cine l-a nobilat pe om dacă nu munca? Mai nenorocit. Iartă-mă, metri, dacă te doare. Mai. Iartă-mă. Acum, hai. Așa. Ce atmosferă intimă. Cred că e cazul să ne așezăm totuși puțin. Iartă-mă, Mary, te rog, iartă-mă. Ți-am spus să ai răbdare până după nuntă. Minunată e viața la țară. Bună dimineața, colegă! Colegă, n-auzi? Ce vrei, domne? Ce țipi așa? Hai că ești invitat la o nouă zi de muncă! Vino! Te așteptăm, să știi! Greu să câștig o bucată de pâine. Minunată e viața la țară. Da, nu-l doare. La durut. Da, uite-le. Schimbă tirul, te rog. Nu-l doare. Hai. Metre, acționează repede, că altfel mă pierzi. Înțelegi? Să știi că mă retrag în zootehnie. Gata. Hai.
Draga mea, în 2-3 zile mă întorc. Te pregătești, mă pregătesc și duminică facem nunta. Eu zic să-mi dai mărățișul ăla de 1000 de lei ca să nu pierdem solistul. Ți-am spus că vreau să-l aduc pe Dan Spătaru. Ce e, draga mea, cu tăcerea asta sumbră pe chipul tău suav? S-a întâmplat ceva? Mm-hmm. Avem ceva de discutat. Cred că a sosit timpul să dăm cărțile pe față, domnule. Știu tot adevărul despre dumneata. Mary! Mary, nu te juca cu cuvintele, tu ești femeie și nu stă frumos. Treci la subiect. Cineva ți-a găsit un caiet. Mersi, tocmai eram îngrijorat, uitasem să spun în timpul liber, lucrez la un roman de dragoste. Literatura este mon violon d'engre. Te-au amuzat notițele mele? Enorm. Cu ocazia asta am citit lista completă a victimilor dumitale. Scoți bani frumoși de pe urma sentimentelor, nu? Ce să fac? Sunt un biet sentimental, recunosc. Ce-ai zice dacă aș anunța miliția cât ești de sentimental? Adică să le spun că te-ai logodit cu mine ca să mă jefuiești. Dacă mă torni, cel puțin să declar că te-am mințit frumos. Că ți-a plăcut și că m-ai admirat. Urăși minciuna, rămâi singură. Pun pariu că la noapte ai să mă visezi foarte frumos. Cu cine ai să te mai plimbi seara pe lună? Cine o să-ți mai spună că te iubește? Să-ți recite din Minulescu, din Baudelaire. Hai, pleacă! Lasă-mi că și trebuie să am plecat. De unde vrei să urci? Păi numai aici, că am controlat în bar, în bar. Lasă-mi că sunt aici, noi. Numai aici poate să urci. Mitru, am impresia că ne așteaptă niște prieteni buni în gară. Dacă scap și din încurcătura asta, mă călugăresc la Agafia. Retur! Uite! Ce facem, nașule, cu ăsta? Ce facem? Îl tăcăm, asta facem! Nu! Lăsați-l mai întâi! Să zgârii! Opriți, domnilor! Nu! Suport orice, nu mai menajați în fața! Lasă-l! Ah!
pui în mustață. Mă duc la miliție. Asasinilor! Asasini! Asasini! Petre cu batoza asta n-ajungem departe. Măcar să ne ducă până în șosea. De asta garantez. Ziceai că garantezi tu. Dacă măcelarul a fost asigurat la Adas, l-am făcut om. Tinere, îți dau cadou una din înțelepciunile culese de mine din viață. În orice meserie trebuie să te retragi atâta timp cât ești în glorie. Cred că a venit timpul să-mi iau o casă la țară, să cresc albine și să fac filatelie. Singur metru. Îmi iau agoniseala, o pun la picioarele blondei și o cer în căsătorie. Și acum? Și acum, la mare. Auzi, și mutră ăsta cu umbrela, am crezut că l-am pierdut, că s-a dat la fund. Bine că nu ne-a văzut bebe. Hai. Poftiți, domnilor, poftiți și mă încercați norocul, domnilor, nu mai puteți. Caut una și dau de alta. Și dumneavoastră, dacă încercați să puneți 3 lei, puteți să luați 200, 500, 1000, 10.000, 20.000. Ce? N-am înțeles gestul. Cred că îți dai seama că persoana asta norocoasă e demnă de tot interesul meu. Metre, n-aș prea-și crede. E rândul meu. Atac, câștig și îți fac procent. Maître, asta e situația. Maître, cele două elemente corespund. Atac cimitirul. Atacă! Doamna, asta e viața. Ne zbatem, suferim pentru ca într-o bună zi să se termine totul și tocmai când nu te aștepți. Aveți dreptate, domnule. Când a plecat în cursă spre Oceanul Pacific, răposatului meu îi se zbătea un ochi. Nu ia bine, dragă, mi-a spus el. Și așa a și fost. A murit lângă insulele Pago Pago. De ce? De Hitler. Știți, doamnă, soția mea nu a murit în insulele Pago Pago, a murit la Caracal, călcată de o căruță încărcată. Cu ce? Cu molos. Așa, da. Doamna, asta-i viața. Mm-hmm.
Scumpă doamnă, am să-ți fac o propunere pe care te rog să nu mi-o interpretezi greșit. Dacă nu vrei, spune-mi-o franș, în față. Nu mă supăr. Sunt om dintr-o bucată. Hai să mă cunoști. Scumpă doamnă, hai să ne unim singurătățile. Când doi singurătate este mult mai ușoară. Drept să vă spun, domnule, nu m-am gândit niciodată la asta. M-am obișnuit cu singurătate. Doamnă, de ești mult prea tânără ca să vorbești așa. Și pe urmă viața este mult prea frumoasă să nu ne bucurăm de ea. Adevărat. Oh. E altceva. Ia și păr. Nu mere, pere. Păr. E păr. Am jucat la pronosport în amintirea răposatului. Era amator de fotbal, dar n-a câștigat niciodată. Vezi, eu am jucat și am câștigat, dar ce folos? Lasă, dragă lăcrămioară, că banul găsit e bani vrăjit, deschide porțile fără chin. În ceea ce mă privește, mai am o rată de plătit la apartament, vreo 10.000 de lei, și sunt fericit, ceea ce-ți dorești și ție. Mersi. Vin scăsuța? Uite, uite, asta e. Asta e? Da, asta. Ce reușită. O vin și te iau cu mine la București. Oh. Te rog. De n-ar fi intrat muștele în casă. Or. Te aștept să vii peste două zile, dragul meu. Și nu uita să achiți rata la Vardom. Și dacă vrei, o să luăm neapărat și mașina. A, nu-i musai. Dar dacă tot trebuie să băgăm bani, ceva îi băgăm. Pa! Pa! Metre, cred că ești mândru de mine. Nu. De ce, metru? 10.000 de lei. Trebuia să iei tot. Metre, hai să mergem la un bar. Uite potcoava de aur. Viața, Anton, trebuie trăită. Normal. Nu? Ce zici, drăguție? Nu mă așteptam. Ura! Auzi? Ura! Bă, omul nostru. Dom'le, viața, în fond, e viață, nu? Ce s-o mai... Așa-i. Aoleu! Milicia! Cetățenii Temistocle, Temistocle, de bună voie și neselit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Pitulice Suzana? Așa. Cetățeană Pitulice Suzana, de bună voie și neselită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Temistocle, Temistocle? Da! Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea și vă fac cunoscut următoarele. Vreau la Temi. La cine? A, uite! Dacă nu oprește, l-am luat! Stai! Stai! Auzi? Metre! Dumnezeu mi te-a scos în cale umbrelițe! Un parapel! Măi, zgâmboi, măi! De bună voie și nesilit de nimeni! De bună voie și nesilit de nimeni! Hai, hai! Umbrelețe, la timp ai venit, auzi? Ce fete le-a făcut metru pe stânga! Asta e! Hai, hai! Ha, 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 ha,
Faceți cunoștință. Ne cunoaștem mai de mult. Petre, astă seară dansăm în familie? În doi. Tangoul de logotnă îl dansezi cu mine. Din clipa asta viața ta total se va schimba în bine. Tangoul de logotnă ne-a unit pe viață. Tu numai tu vei fi a mea și eu voi fi al tău mereu. În ritmul lui vom dansa, legănați de vise. El pentru noi va fi dansul inimii. Tangoul de logotnă, să iubim tangoul. Noi și la bine și la rău îl vom dansa mereu, mereu. Să dansăm în astă seară în familie. Să dansăm în astă seară amândoi, în doi. Tangoul de logot.